Mă bucur tare mult să mă aflu aici cu seară și sper să ne simțim bine împreună, să avem un timp plăcut împreună. În primul rând, mă numesc Bianca Neagu. Sunt o tânără de 17 ani, o tânără cu speranțe și vise. La vârsta de 8 ani, am să vă fac așa un scurt rezumat despre mine. La vârsta de 8 ani, am avut șansa să intru într-o lume fascinantă. Am început să joc în diverse telenovele la Media Pro. Am avut parte să joc alături de actori mari ai României, precum Tora Vasilescu, Florin Zamfirescu, Iurie Darie și mulți alții. În 2010 am avut șansa să joc alături de Rachel Weisz și Monica Bellucci într-un proiect american. A fost filmat aici, în România. Și pot să spun că a fost una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea. Aplauze! Dați la mine! Mulțumesc! Chiar dacă și atunci știam ce vreau să fac cu viața mea și ce vreau să urmez mai departe, experiența aceasta cu proiectul american m-a făcut să îmi doresc și să cred mai mult în visul meu. Și e foarte important să crezi și să ai curajul de a face ceva în viață și trebuie să fii ambițios în viață. Chiar da. Sunt conștientă de faptul că acesta este drumul meu în viață și voi face tot ce este posibil pentru a ajunge cât mai sus. Cred că fiecare vrem chestia asta. Ne dorim să ajungem cât mai sus. După cum știți, România este plină de talente. Și sunt sigură că dacă s-ar investi mai mult în aceste tinere talente, poate cine știe, vom ajunge să câștigăm un Oscar, nu? Sau măcar să fim nominalizați la Oscar. În prezent sunt elevă la Colegiul Național de Arte din Olipati, în ultimul an. Și un an al naibii de greu. Cred că cu toții ați trecut prin perioada asta și știți cât de greu este și câte întrebări vă trec prin minte, care cu ce voi face viitorul meu sau ce facultate o să urmez. Dacă voi avea un loc de muncă în domeniul pe care îl urmez și dacă voi fi bine plătită. Nu? Păi, nu voi nu v-ați gândit la chestiile astea? Succes! Mersi! Și vreau să-mi răspundeți la câteva întrebări și vreau să-mi împărtășiți din experiența voastră. V-ați întâmpinat cu probleme după ce ați terminat facultatea, ați avut problema asta cu jobul, să vă găsiți un job în domeniu. Hai, curaj și ajutați-mă! Eu am avut. Da? Încă aveți? Mulțumim! Și vreau să-mi spuneți, haideți, uitați o mânuță! Nimeni? Chiar așa? Sunteți norocoși? Păi măcar spuneți-vă cum ați reușit să vă găsiți un loc de muncă bine plătit și pe locul acela de muncă pe care vi-l doriți. Poate toți sunt parlamentari. Da? Pe bune? Sunt cel puțin 600. De mulți dintre voi, de fapt, fiecare dintre noi cred că are un vis secret. Sau nu? Măcar o dorință secretă sau ceva ce v-ați dorit să faceți de mult sau de când erați copii, nu știu. Să aveți un job bine plătit sau o mașină frumoasă sau viață socială bună.
nu știu, un job bun, o vilă în Băneasa, cine n-ar vrea, nu? Porsche. Bine, din această cauză suntem aici, dacă cred că trebuie să avem fiecare un vis. Și dacă nu l-ați găsit până acum, măcar căutați acolo în inimioara voastră și să-l urmați, pentru că e important. Și de-aia suntem aici, să vorbim despre ceea ce vrem să facem pe viitor și cât de importante sunt lucrurile astea, pentru că trebuie să avem un țel în viață. Și vreau să-mi spuneți dacă ați avut vreodată un vis pe care ați vrea să-l realizați. Nici de data asta nu spuneți nimic. Să-ți le dă microfon. Da? Hai, măcar vorbiți-mi despre așa un vis pe care ați vrea să-l împliniți și ce vă împiedică în momentul de față să-l realizați. Da? Visul meu ar fi să ajung de la București la Cluj-Napoca în 3 ore pe autostradă. Nu știu cât de realizabil, dar este încă visez. Nu cu Porsche-le de mai devreme, care și la visez. Cu mașina autohtonă. Uite, vedeți, un vis care e necesar. Doru, ai un vis? Da, eu vreau să avem 2000 de kilometri de autostradă de România. Oameni, ajută! 2000. Bine, eu mereu am fost o optimistă și nu cred că soluția problemelor noastre e să așteptăm ca ceva să se întâmple. Și viitorul putem să-l creăm chiar noi. Trebuie doar să vrem. Îl avem alături de noi pe Doru Oprea, un antreprenor de succes, născut în Hunedoara, de acolo e și mami mea, deci suntem amândoi niște hunedoreni. A urmat școala generală și liceul teoretic în oraș, apoi facultatea de științe economice la Universitatea de Vest din Timișoara, cu specializarea turism. Este pasionat de istoria antică, Egipt și Imperiul Roman. Spune că are o admirație profundă pentru Alexandru cel Mare. Este pentru patru. Trebuie să mă ajuți. A lucrat în turism din 1996, iar din 2010 a pornit propria afacere în același domeniu. Nu a făcut niciodată politică până la aventura noi cu numită Noua Republică. Doamnelor și domnilor, Doru Oprea. Mulțumesc! Bună seara, bine ați venit! Vă mulțumesc că sunteți atât de mulți în sală. Ce pot să spun despre mine? Mulțumesc, Bianca, că mi-a făcut o prezentare așa pompoasă. Nu am avut, din păcate, succesul ei fulminant la Hollywood. Nu am jucat cu Monica Bellucci, cu toate că mi-aș fi dorit. E actrița mea preferată. Nu am reușit să o cunosc încă. Pot să spun că am urmat drumul pe care îl urmează orice tânăr în România, cu acela pe care ne-l trasează părinții noștri, școală generală, liceu, facultate. După aceea am reușit să-mi găsesc un job foarte prost plătit în Timișoara, la o agenție de turism. Încet, încet am reușit să avansez, am urcat în alte companii mai mari și în 2010, odată cu venirea crizei, am riscat și am decis să deschid propria afacere. Pot să spun că nu am dat greș și afacerea încă e bună și înfloritoare, crește de la an la an. Politică, cum a spus și Bianca, nu am făcut niciodată. Tot am așteptat din 90 de la Revoluție. Am avut o mică excursie în 90 în Berlinul de Vest, încă nu se unificase Germania. Am mătușa mea acolo și vărul meu. Și am fost șocat de Berlin și de Germania, de civilizația anglosaxonă și am sperat că în câțiva ani, în 5, maxim 10 ani, România va arăta la fel. Am tot așteptat. După aceea mi-am dat seama că
Dacă vrem să facem ceva și să schimbăm ceva pentru țara aceasta, trebuie să ne implicăm. Și singura soluție, cred că, este înființarea unui partid, intrarea în ringul leilor și ducerea luptei acolo, în Parlament. Am văzut o felul de... Am fost implicat și în ONG-uri, în asociații, când am fost student. Văd că ONG-urile se luptă, asociațiile, dar se pare că nu pot să facă nimic. Noi, după cum știți, suntem singurul partid creat de la firul ierbii. Am participat la strângerea de semnături împreună cu mulți colegi din sală. Pe Mihai Neamțul l-am cunoscut la lansarea de la Prioteasa din octombrie 2010. Și acolo am cunoscut o mulțime de oameni cu care am pornit în această aventură. Suntem încă la început, dar eu cred că împreună noi și cu voi și cine mai dorește să se implice în viața cetății, pentru că consider că orice locuitor al cetății trebuie să se implice în viața ei, să fie activ, cred că vom reuși. Cam atât am avut de spus deocamdată. Îl avem alături de noi pe Mihai Lazăr, inginer IT, un tânăr care are convingerea că acela care nu-și construiește viitorul este condamnat să fie supus. Îi place să fie liber, cu adevărat liber. Și să trăiască cu energia celui care știe că promisiunea viitorului nu pică din cer. El spune că pentru a construi înseamnă acționa. Dar acordându-ți timpul de a reflecta. Prin tot ceea ce face, își propune să împărtășească ceea ce își dorește să facă și mult mai mult decât atât. Tot ceea ce se potrivește, își propune să împărtășească ceea ce își dorește să facă și este organizatorul conferințelor Fii Liber, Fii Lider și a ales să trăiască dincolo de garanția confortului oferit de ceea ce înseamnă indiferența la problemele cu care se confruntă societatea noastră. Alăturându-se noi republici, ca împreună să facă acel ceva pentru țara sa, pe care cu noi toți îl căutăm. Își iubește familia și țara cu o pasiune autentică și a venit aici să ne vorbească despre a construi și a iubi România 2029. Ar putea fi o promisiune. Pentru el înseamnă viață. Viața sa. Doamnelor și domnilor, Mihai Lazăr. Bună seara, mulțumesc, Bianca, pentru prezentare. Wow-ul tău din prezentare, cred că îmi face bine. Vă mulțumesc că sunteți aici și e onoare pentru mine să fiu aici, pentru că trebuie să recunoaștem, numele meu nu este un nume foarte sonor care să mă facă să facă oamenii să vină aici cu mare plăcere, cu un interes foarte mare. Și pentru asta eu vreau să mulțumesc Mihai Neamțu, Doru Oprea, pentru această oportunitate și stejarului. Invitat să vorbesc despre România 2029. Am stat și m-am gândit ce aș putea să spun eu, ce s-ar întâmpla cu mine în 2029. Și așa o voce mi-a venit și mi-a spus foarte, foarte fericită. Păi, în 2029 tu o să termini de plătit apartamentul, o să-ți plătești toate ratele. Cred că... Da! Da. Cred că sunteți mulți, văd că sunteți foarte tine și cred că voi fi mulți în situația mea ca în 2029 să reușiți să terminați de a plăti rate. Sunt oameni în sală care în acea perioadă vor termina ratele? Asta e și un vis. Da, și un vis și o dorință. Și... Da, înseamnă că sunteți niște norocoși și aveți deja apartamente, cum spunea Mihai mai devreme, sunteți niște parlamentari. E foarte bine. Tot România 2029 am încercat să fac o radiografie și să văd ce s-ar putea întâmpla cu societatea, viața publică. Și mi-au venit idei. Mircea Sandu, în continuare, președintele Federației Române de Fotbal. Da. După 24 de ani și în 29 de ani, și în 2029, cred că va fi acolo. M-am gândit, Muguri Sărescu în continuare la BNR, pentru că și el este veșnic. Și cred că Dan Diaconescu va căuta în continuare pe Elodia.
În 2029. La ce neam? La o televiziune din Vatican sau de unde s-a dus el. De când mă știu, am avut întotdeauna dorința să acționez. Pe mintea mea, cuvântul, ideile și comunicarea nu au sens decât în măsura în care permit și mai ales ușurează acțiunea. Îmi plac întâlnirile cum aceasta pentru că au gradul lor de autenticitate, schimburile de păreri, emoțiile colective. Îmi place ideea unei acțiuni comune urmărind același obiectiv, ceea ce face Noua Republică. Știu și sunt convins că acesta este singurul mod de a acționa și că astfel nu putem ajunge nicăieri. Politica pentru mine nu și are sens dacă nu își fixează ca scop să dea o speranță oamenilor. De tânăr am avut convingerea, nu că acum aș fi foarte bătrân, convingerea că acela care nu construiește viitor este condamnat să fie supus. Îmi place să fiu liber într-adevăr. Libertatea aceea reală. Libertatea care te face să simți, te face să fii fericit. Îmi place să te rezi cu energia celui care știe că promisiunea viitorului, cum spunea și Bianca, nu pică din cer. Iar pentru mine, verbele a construi și a iubi sunt cele mai frumoase din limba română. Pentru că îți construiești casa, îți construiești viața, îți construiești familia ta, îți construiești fericirea ta și poate chiar fericirea țării tale. Îmi iubesc familia și pasiunea, așa cum cred că familia și țara, așa cum cred că faceți toți de aici. Pentru că altfel nu cred că ați fi fost aici, nu cred că ați fi rezonat cu valorile acestei întâlniri. Deci ne iubim familia și suntem atenți și plini de energie în fiecare moment. Și nu trebuie să te oprești niciodată și mai puțin să renunți și să încrucișești brațele și să spui nu se mai poate face nimic. Nu pretind să definezi nicio teorie sau să visezi vreo teoremă. Nu e rolul meu ăsta. Doresc numai să spun o poveste de viață în care ambiția de a crea joacă rolul cel mai important. Țara noastră traversează o imensă criză de încredere pe care responsabilii politici o privesc ca pe un pumn împins în figură. Caracteristica societății noastre este absența speranței și asta e un lucru foarte grav. Pe când scopul politicii este acela de a acorda speranță. Atât de mulți oameni au renunțat. Avem fiecare dintre noi exemple de oameni care au renunțat în diverse motive. Au renunțat să creadă că ziua de mâine poate să fie mai promițătoare. Au renunțat la promovarea socială pentru familia lor. Au renunțat la un viitor mai fericit pentru copiii lor. Energia care subsistă în societatea noastră este folosită nu pentru a progresa, ci pentru a proteja. A construi înseamnă a acționa. A acționa, dar acordând timpul de a reflecta. Prea mulți responsabili politici nu au viziune, întrucât nu mai cred în capacitatea lor de a schimba viitorul. Nici ei nu cred, nici noi nu cred. Ei confundă viziunea cu profeția. Ei cred că li se cere să prezică viitorul. Urmăriți la atâtea talk show-uri politicieni care nu spun decât idei. În 2029 va fi, se va întâmpla, o să fie. Ei cred că li se cere să prezică viitorul, pe când, de fapt, li se cere să-l inventeze. Rolul politic este de a propune un viitor și de a permite realizarea lui. Iată de ce eu mă dedic, iată de ce eu cred în Noua Republică și iată de ce eu sunt aici. A construi și a iubi. O promisiune de viață. Este nevoie de o viziune clară a ceea ce vrem pentru România. România de astăzi, România de mâine, România din 2029. Și aceea ce vrem noi pentru români. Ceea ce mă interesează este modernizarea țării noastre. Nu-mi imaginez decât locurile fruntașe pentru ea în Europa. Vreau un viitor pentru fiecare român. Vreau să-i se recunoască fiecare a dreptului de promovare socială. Vreau ca fiecare să fie recunoscut atât în țară cât și oriunde în Europa sau în lume. Nu mai vreau să merg în străinătate și să fiu privit umilitor chiar aici, român. N-ai ce căuta aici. Sau, atenție, vă spun din experiență, am fost la Londra la un concert, Robbie Williams, și
După ce am plecat de la concert foarte, foarte încântat și încărcat cu o energie pozitivă, vorbeam, eram un grup de tineri, iar lângă noi două doamne, crezând că noi nu știm limba engleză, fii atentă, sunt român, atenție la geantă. Nu mai vreau să trăiesc acest sentiment. Nu mai vreau, este o umilință prea mare pentru mine. Și cred că pentru fiecare dintre noi. Mă gândesc că românii așteaptă o Românie de după. Nu o Românie radical diferită, ci o Românie în care blocajele de astăzi ar fi ridicate. Pentru că fiecare să-și poate realiza speranțele, visurile, idealurile de care spunea Bianca mai devreme. Această Românie în 2029, eu o văd mai întâi o țară liberă. O țară în care putem spune lucruri fără să riscăm anatema. O țară în care originalitatea gândirii este valorizată. Aici îți vei putea trimite copilul la școala pe care o alegi. Aici vei putea relua în orice moment studii, fără a fi prizonierul orientărilor sau a deciziilor pe care le-ai luat sau le-ai luat greșit la 15 ani. Ai deschide o afacere, așa cum a făcut Doru, să fie un lucru posibil, încurajat și pus în valoare, nu suspectat sau culit. În această Românie, în România 2029, fiecare va putea decide asupra vieții sale. Statul va căuta să rezolve probleme înmulțind soluțiile, nu impunând o cale unică. Această Românie în 2029 va fi un exemplu de democrație modernă și responsabilă. A putea fi în dezacord, respectându-se în același timp și chiar ne poate ne vom schimba părerea. Parlamentul va fi o reală contraputere pentru puterea executivă. În această țară, România mea, din 2029, rațiunea de a fi la putere este rațiunea de a acționa și nu de a dura, a sta cât mai mult la putere și a fura cât mai mult. Politica din 2029 va atrage din nou pe cei buni, iar poporul va avea încredere din nou în elitele sale. În această țară, cei care au puterea politică, fie economică sau judiciară, o arată prin felul în care acționează. În această Românie, munca, eforturile și meritele sunt răsplătite. Promovarea socială este o speranță legitimă și posibilă. Cel care muncește câștigă mai mult decât cel care nu muncește, iar cel care își asumă anumite riscuri, cu siguranță va fi recompensat mai mult decât cel care nu se angajează în nimic. În România mea din 2029, lucrurile nu se sfârșesc la vârsta de 25 de ani după ce ți-ai luat o diplomă bună sau rea și, cum spunea Bianca, ai terminat facultatea și nu mai știi ce să mai faci. Poți să iei de la capăt chiar dacă ai eșuat. Poți să faci orice alegere și să mergi mai departe cu fruntea sus, pentru că România 2029 îți va da această speranță. În această țară, reușita este valorizată, fiindcă este privită ca un bun comun. Nu să moară și capa vecinului. Succesul și reușita unei comunități este succesul și reușita fiecăruia. Munca ajunge pentru a deveni proprietar și poți să transmiți mai departe copiilor tăi această proprietate fără să fie impozitat sau fără să fie suspectat. Această Românie va fi capabilă să concilieze și solidarizeze responsabilitatea. Școala va fi stâlpul egalității de șanse. Această Românie este o țară care a început să producă, a încetat să producă șomeri și datorii și a regăsit echilibrul finanțelor publice și al conturilor sociale. Ea se poate angaja din nou în cheltuieli pentru viitor. Pierderea locului de muncă nu mai va fi o dramă, pentru că poți oricând găsi unul ușor și rapid. Firmele, fabrice, întreprinderile creează fără încetare produse inovatoare, câștigă piețe noi, măresc salariile și cresc puterea de muncă. Aceasta Românie, în 2029, este o țară a cărei bunăstare sporește datorită sportului. Ieri am avut o semi-bucurie. Ne-am fi bucurat mai mult dacă ne calificam pe primul loc. Dar am avut o semi-bucurie. Dar eu sper că în România 2029 această bunăstare să vină și grație sportului, a transportului în comun mai confortabil și mai rapid, înmulțirii spațiilor verzi, reducerii noxelor și așa mai departe. Fiecare dintre voi știți. Și mai ales prin ușurarea vieții cotidiene și în special a femeilor. Pentru că un înțelept spunea odată, dați-mi o generație de mame creștine și am să-mi schimb lumea.
Această România este o țară reconciliată. Faptul de a fi român se definește din nou prin a iubi România, valorile sale eterne, destinul său și cultura sa. Această România e o românească, România 2029, dar în fond este România dintotdeauna, care a întors spatele acestei România aduse în pragul disperării, acestei românii care divizează, acestei românii care bate pasul pe loc, acestei românii care se trage înapoi. România a încetat să mai vorbească lumii, fiindcă nu mai înțelege această lume. Nu mai înțelege ce se întâmplă în această lume și nu mai are nimic să-i spună. Cred că sunteți mulți cei care o visăm așa și cei care, mai mult decât atât, vrem să o construim așa. În definitiv, sunt român și, cum spunea Petre Țuțea, sunt buricul pământului, dar îmi place România și iubesc această nație. Cred în destinul ei, îmi imaginez un viitor pe măsura istoriei sale. Tot ceea ce am vorbit acum și m-am cam lungit puțin, vreau să dedic României care muncește, dar și României care suferă. Tuturor românilor, indiferent de statutul lor, de regiunea în care fac parte, pentru că aici sunt înconjurat numai de ardeleni la masă, indiferent de vârstă, vreau să le vorbesc tuturor celor care nu se resemnează în pasivitate, tuturor celor care vor să construim împreună o Românie a zilei de mâine, tuturor doresc să vă spun că prin voința colectivă se poate realiza totul, chiar imposibilul. Și aș vrea să închei cu un îndemn pe care îl auzim tot timpul la televizor, l-am adaptat puțin, un îndemn pe care vreau să-l duceți acasă prietenilor, familiilor și chiar să-l urmați. Îndemnul sună cam așa. Iubiți România cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Mulțumesc! Ultimul, dar nu cel din urmă, e un dascăl, fără de arginți, cu un doctorat pe bune la Londra și studii temeinice la Washington și München. Un polemist temut la emisiunile televizate, invitat și în seara aceasta la Robert Turcescu sub semnul de exclamării. Fondatorul mișcării Noua Republică, omul care a coborât din turnul de Fildeș pentru a scrie un manifest la care zeci de mii de români au aderat. Așa s-a născut partidul conceput mai întâi pe internet și apoi coborât în stradă. E partidul oamenilor liberi, pasionați de viitor, o construcție pornită de la zero și care în 2 ani a primit recunoașterea națională și internațională. Luna trecută, invitatul nostru a rătăcit 30 de arginți prin Parlament. Dar ne va spune el cum putem să-i primim înapoi, cu dobândă. Doamnelor și domnilor, Mihai Neamțu. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc mult, Bianca. Mulțumesc mult, Mihai. Prin cuvântul tău ne-ai arătat că focul sacru nu se aprinde cu chibritul, ci cu această putere de a visa. Mulțumesc, Doru, pentru faptul că ai demonstrat încă o dată că acolo unde modestia și caracterul și bunătatea se întâlnesc, acolo lucrurile devin posibile. Vă mulțumesc dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ați venit într-o seară să vorbim despre un subiect vag, care este întotdeauna viitorul. Deși vag, viitorul e, de fapt, axul ființei noastre lăuntrice. Deși nu e ușor de precizat, viitorul e, de fapt, ancora speranței noastre. Dacă nu există viitor, nu există așteptare. Dacă nu există viitor, nu există credință. Dacă nu există viitor, nu există mișcare. Dacă nu există viitor, nu există viață. Și pentru că viitorul acesta este, de fapt, obsesia vieților noastre individuale și colective. Pentru că viitorul este orizontul spre care cu toții, vrem, nu vrem, privim, cred că e foarte important, din când în când, să facem acest exercițiu de imaginație. Criza morală prin care trece România este și o criză a imaginației noastre. E o criză de încredere, dar și o criză a dialogului. Și ceea ce încercăm să facem este un lucru de o enormă simplitate. Încercăm, pur și simplu, să ne întâlnim. Singurul lucru pe care îl regret este această distanță oarecum teatrală între noi și dumneavoastră. În rest, sper să simțiți
că sunteți invitați la o dezbatere despre ceea ce ne ține împreună. Există un loc, acolo unde anii nici nu mai merg, nici nu mai vin din urmă, acolo unde anul viitor nu-l anulează pe cel care a trecut. Există un veșnic astăzi, care înseamnă veșnicia sau eternitatea. Dar noi trăim în istorie și deși poate unii dintre noi credem că există acel punct deasupra tuturora care ne ține în picioare, astăzi, aici, acum, în istoria aceasta românească, trebuie să decidem încotro. Și un prieten foarte bun, Radu Cujbă, m-a sunat azi dimineață și mi-a spus o frază, nici nu știu dacă știa că urma să avem această dezbatere, care m-a pus pe gânduri. Mi-a spus, știi, de fapt, unii dintre noi ne naștem în 1205, alții în 1463, alții ne-am născut în secolul XIX, unii am decis să fim contemporani cu Socrate, alții cu Gengis Khan, uitați-vă la dictatorii tribali din Africa de Nord, și unii s-au născut, din păcate pentru noi, chiar în 2029. Unii par să se fi născut în viitor. Aceștia sunt profeții, aceștia sunt geniile creatoare, aceștia sunt oamenii care nu dorm pentru că simt că au de dat ceva, nu doar celor care trăiesc astăzi, aici, acum, ci și celor nenăscuți încă. Aceștia sunt creatorii cărora le datorăm foarte mult și pe care de cele mai multe ori îi trimitem într-un soi de anonimat. De ce 2029? De ce Mihai Lazar a simțit nevoia să schițeze o România lui 2029? Am plecat de la o discuție simplă. În 90, Silviu Brucan, acel profet al TCR-ului și al securității, a vorbit despre timpul de doar 20 de ani necesar ca noi să ne trezim. Dar noi însă ne ducem spre texte mai vechi și înțelegem că nu e lipsit de semnificație faptul că Moise, cel care a scos pe evrei din Egipt și a dus spre Pământul Făgăduinței, a trebuit să petreacă cu ei 40 de ani. Din 1989 până în 2029 vor fi trecut 40 de ani. Timp al așteptării, timp al speranței, timp al curățirii noastre de niște habitudini, porniri, apucături, care și astăzi par să fie bine înrădăcinate în solul conștiinței noastre publice. Apucăturile din vremea lui Nicolae Ceaușescu sau lui Gheorghe Udej. Tendința de a te crede buricul pământului atunci când ai fost votat ca să slujești. Ai fost trimis în Parlament pentru a sluji, ai fost trimis în executiv pentru a găsi soluții. Această ereditate, această moștenire nefericită este povara cu care ne întâlnim în fiecare dimineață. Și cu toate astea, viitorul nu e decis. Argumentul pe care vreau să vi-l ofer în această seară este foarte simplu. Viitorul nu e un loc care ne așteaptă. Viitorul e un proiect pe care îl construim. Și dacă nu credem în fatalitatea acestui viitor, dacă nu credem că profetul Brucan a avut neapărat dreptate, dacă nu ne credem tâmpiți așa cum el a vrut să fim până la capăt, dacă nu ne credem neapărat neputincioși și izolați în această neputință, atunci putem schimba lucruri. Și o să am argumente pentru dumneavoastră, care țin de faptul că românii pot schimba chiar și scena politică, chiar și locul unde se iau decizii. Și aici aveți pe scenă cel puțin trei oameni care au decis la un moment dat să se ridice de pe canapea, să lase butonarea acestui instrument numit telecomanda pentru a intra cu adevărat în scenă, în arenă chiar, și pentru a transforma zi de zi comunitățile noastre. Unii au tendința să spună viitorul e prescris sau proscris, este un viitor desenat în niște tușe apocaliptice, negre, iată cu tremurele de la Galați, confirmă clar că e sfârșitul lumii și sunt firi apocaliptice de acest fel. Alții, în schimb, progresiștii de profesie ne spun că viitorul va fi sublim, strălucitor. De ce? Tehnologia ne ajută să fim mai buni, își imaginează ei, și ideologiile utopice pun stăpânirea asupra noastră. Eu nu cred că unii sau alții au dreptate. Am mai degrabă o prudență conservatoare care mă face să spun chiar nu știu cum va arăta viitorul. Dar știu că e în puterea mea și a dumneavoastră să facem ceva ca viitorul României, nu un viitor în general, să arate altfel. Viitorul e o temă care ne bântuie. În fiecare dimineață unii se uită pe horoscop să vadă
cum stă ziua lor, asta pentru că poate e o cedare de suveranitate. În fiecare zi, ei asta fac. Alții vor să facă bani din viitor și sunt oameni foarte inteligenți, foarte buni la matematică, între altele, care fac bani pe bursă. Nu-i condamnăm, dimpotrivă. Cert este că viitorul, în definiția lui ca element imprevizibil al vieților noastre, nu poate fi niciodată ignorat. Ai nevoie de o știință a complexității, de matematici stocastici, ai nevoie de o înțelegere a fizicii non-deterministe ca să vorbești despre viitor, cel puțin în termeni științifici, dar ai nevoie în sens larg uman de flair și de intuiție. Ai nevoie de viziune ca să poți să-l schimbi. Acest viitor poate fi schimbat, doamnelor și domnilor. Și vreau să vă dau câteva argumente. Vreau să vă dau, în primul rând, argumentul care ține de prezent și de nemulțumirea noastră. Venind spre dumneavoastră, m-am gândit să pun pe o foaie de hârtie bune și rele. Și am rugat un prieten, i-am spus, Lucian, ajută-mă, te rog, pentru că făcusem și eu înainte acest index, dă-mi, te rog, punctele unde suntem pe ultimul loc în lume și în Europa și dăm punctele unde suntem pe primul loc în lume și în Europa. Foarte simplu. Doamnelor și domnilor, prezentul e atât de îngrozitor uneori, încât nu ai motive, nu ai nevoie de motive suplimentare ca să te apuci de treabă. Haideți să vedem cum stăm noi românii până ajungem în paradisul descris atât de poetic de Mihai Lazăr. Știați oare, doamnelor și domnilor, că în România sunt 2,9 milioane de locuințe unde nu există băi? Unde nu există acces la apă curentă? Știați că în România încă 42% din gospodăriile de la sat rămân cu acel faimos veceu din fundul curții? Știați că e nevoie în România de 58 de milioane de metri pătrați de plăci ceramice ca să rezolvăm problema igienei? E o sugestie pentru un business lucrativ. Știați, doamnelor și domnilor, că în România doar 15% din PIB vine din domeniul industriei financiare, în timp ce Marea Britanie are 33%, iar Luxemburg are 50% din PIB venit din industria financiară. Din înțelegerea banului, a modului în care banul circulă, a modului în care banul poate să se multiplice, a modului în care banul poate să creeze plus valoare. Ne plângem când avem bani, dar nici nu avem o cultură financiară în familiile noastre care să învețe pe copii la 6-7 ani ce înseamnă să pui deoparte, ce înseamnă economisire. Nu avem nicio bancă centrală care să ne stimuleze în acest demers de a economisi. Avem trauma cele mai mari inflații, poate în Estul European, în anii 90, care ne face să spunem, niciodată nu va fi un viitor, ca eu să pot pune bani deoparte. Știați, doamnelor și domnilor, că suntem ultimii la investiții străine, banul străin care aterizează în România, mai ales după 2012, este de 2.000 de euro pe cap de locuitor, în timp ce Bulgaria au 2.800 investiție directă capital străin, iar polonezii de două ori mai mult, 4.000 de euro. Știați, doamnelor și domnilor, că în România bunăstarea copiilor este pe ultimul loc în comparație cu toate celelalte țări europene, primii sunt olandezii. Ce înseamnă asta? Sănătate, siguranță, educație, comportament, riscuri, locuință, mediu, este o medie agregată care se face și care scoate la iveală această imagine teribilă a copiilor condamnați încă din primii ani ai vieții lor, la nefericire și la suferință. Știați că peste 50% din copiii care se nasc în această țară în fiecare zi nu au parte de un mic dejun? Știați oare, doamnelor și domnilor, că UNICEF a determinat că în România avem cea mai mare mortalitate infantilă din Uniunea Europeană? 12 decese la 1000 de copii, în timp ce în Ungaria e de 100 de ori mai puțin? Știați, doamnelor și domnilor, că suntem țara cu numărul cel mai mare de mame minore? Children out of wedlock, cum se spune în terminologia engleză, 40.000 de copii abandonați și 5.000 de familii care doresc să adopte. Dar ca să adopți un copil în țara asta, ai nevoie de 3 sentințe ale unor tribunale care să fie de acord ca tu, mamă și tată, care îți dorești un copil, să-l scoți din sărăcie și din nefericire, să ai dreptul să-l adopți. O legislație imbecilă
care condamnă 40.000 de copii la suferință. Știați, doamnelor și domnilor, că suntem primii la rata avorturilor în Europa? 400 de avorturi în fiecare zi, 15 milioane de avorturi în ultimii 23 de ani? Știați că suntem ultimii la tratarea bolnavilor de hepatită? Știați că suntem ultimii la salariul minim pe economie, bulgarii ne-au depășit? Știați că suntem ultimii la absorpția fondurilor europene? Știați că suntem ultimii la nivelul de trai după cifrele date de Eurostat? Știați că suntem ultimii la investițiile în cercetare și dezvoltare? Și știați că toate acestea au astăzi un apărător în cel care a spus că trebuie să vină dreptatea până la capăt? E o țară care este zilnic siluită în tot ce înseamnă posibilități, resurse, șanse. Este o țară bogată care este din nou pe ultimul loc în topul averilor. Avem prea puțini oameni bogați și nu de redistribuție avem nevoie, ci în primul rând de îmbogățire. Doamnelor și domnilor, e suficient să treci prin această listă deprimantă și să spui, oare mai merită să trăiești aici? Oare nu merită să pleci cu totul? E bine, nu merită să pleci cu totul. Pentru că aceeași România în care aceste orori se întâmplă, aceeași România care este prost guvernată de 24 de ani, aceeași România în care sărăcim pe zi ce trece, există acte extraordinare de generozitate. Românii sunt primii, doamnelor și domnilor, la donații de organe, în primul rând organe care țin de moartea cerebrală. Românii sunt primii când vine vorba de tehnologie. Suntem țara cu cea mai mare viteză a internetului în lume. Suntem țara care a produs... Sunt avantajele dezvoltării întârziate, poate, și sunt avantajele de care unii hacker, Mirunicu Vâlcea, știu să se bucure. Doamnelor și domnilor, suntem primii și la Olimpiada Internațională de Geografie. Suntem primii și am fost primii și la alte olimpiade internaționale de fizică și de matematică. Știați, doamnelor și domnilor, că suntem primii în lume, în Europa, în lume europeană, care pun dorința de antreprenoriat pe primul loc, tinerii doresc, 27% din populație și foarte mulți tineri doresc să pornească o afacere pe cont propriu. Pentru români, o întreprindere privată e atractivă. E de două ori mai atractivă decât media europeană. Și cu toate astea, obstacolele sunt de două ori mai mari. Accesul la finanțare e dificil. Corupția din administrație este endemică. Suntem iarăși campioni la frumusețe, nu doar frumusețea fetelor sau a femeilor, ci frumusețea naturii. Cascada Bigardin Cara Severin a fost numită cea mai frumoasă cascadă din lume de către Top World Geography în Statele Unite. Locul întâi în lume, un peisaj din Cara Severin. De asemenea, Top Gear, știți asta prea bine, a fost emisiunea care a desemnat Transfăgărășanul Bereșanul drept cel mai spectaculos. Cea mai spectaculoasă șosea, cel mai spectaculos loc unde poți să conduci un Ferrari sau un Porsche. Suntem, doamnelor și domnilor, în aceeași țară a paradoxurilor unde avem talente nebănuite în cinematografie. N-ar trebui să vorbesc eu despre asta, Bianca poate detalia. Suntem țara care a avut performanțe remarcabile în sport, gimnastică, caiac, canoe, paraghliding. S-a născut în România, în altă parte. Suntem o țară capabilă de foarte, foarte multe performanțe și o țară care poate să livreze enorm cetățenilor săi și, bineînțeles, lumii. Ce însă trebuie să facem? Ca aceste poveri pe care le-am indicat deja prin cifre să înceapă să dispară? Ce trebuie să facem dincolo de vis pe care îl socot absolut esențial, un ingredient esențial în orice proiect de viață? Ce trebuie să facem dincolo de a iubi o Românie posibilă, nu doar o Românie deja existentă? Ce trebuie să facem să ajungem în România lui 2029, care să fie atractivă pentru investitori străini? Care să fie o Românie sănătoasă, nu-i așa? Care să fie o Românie în care avem grijă de igienă, de băi, de bunăstarea copiilor, să avem grijă de mame? Ce trebuie să facem? Ei bine, trebuie să schimbăm sistemul. Oamenii care au plecat din această țară, peste 4 milioane au avut parte de succes în ultimii 23 de ani, departe. De ce? Pentru că gena românească nu e defectă.
Și parametrii care românii aici, acasă, sunt obligați să evolueze, sunt parametrii defecți ai unei societăți cu valori răsturnate. Și acești parametri trebuie schimbați pentru ca noi să redevenim liberi. Acești parametri pot fi schimbați printr-o revoluție mentală, printr-o schimbare de atitudine, prin abandonarea unor cuvinte din vocabularul nostru. Nu se poate. Nu trebuie să mai existe în vocabularul tinerei generații, măcar 20 de ani. E imposibil. E o altă frază pe care n-aș vrea să o mai aud, cel puțin în Partidul Noua Republică. E prea idealist proiectul acesta. De asemenea, nu e tocmai ceea ce ne dorim. E nevoie de idealiști pragmatici care să organizeze energia pe care sentimentele, pe care visele o pot trezi. Deci ceea ce vă rog în această seară să faceți în fiecare zi este să... Dar care este cuvântul cheie, în opinia mea, al acestei serii? Dacă vrem să ajungem în România lui Mihai Lază, a lui Doru Oprea, a Biancăi Negrea și a tuturor celor din această sală, România cea frumoasă a lui 2029, trebuie să începem să construim instituții. Ori cea mai importantă instituție de care mă ocup în aceste luni și în acești ani este într-adevăr o instituție numită Partid. Este o instituție care pariază pe viitor. Este o instituție care este, în primul rând, construită plecând de la oameni, de la atitudinea lor, de la energia lor, de la o viziune despre societate și este o investiție într-o construcție care abia acum își vede fundațiile săpate și într-un fel ridicate. Suntem foarte la început, nu avem pretenții că putem da soluții peste noapte, dar vă pot spune cu toată sinceritatea că acesta este locul unde visul dumneavoastră și proiectul nostru se pot intersecta. Vă mulțumesc! Adevărat, nu? Trebuie să vedem viața ca plină de posibilități și nu plină de restricții. Mulți dintre noi luăm pe nu se poate, nu pot să fac asta în brațe și fără să ne dăm seama. Puteți să-mi dați dreptate, nu? Ne este ușor să vedem barierele, dar nu ne dăm seama că noi singuri ne punem aceste bariere. Noi le creăm. Numindu-le, gândindu-ne numai la ele. Când vedem că numai ce nu se poate, nu vedem că avem o grămadă de posibilități în jur. Suntem peste tot numai posibilități. Ce cred eu că nu facem este că nu avem curajul să gândim și să acționăm diferit. Istoria se repetă, la fel se repetă și viața. Facem aceleași lucruri zilnic, gândim aceleași lucruri, ne plac și nu ne plac aceleași lucruri. Putem să ne schimbăm însă și putem să vedem totul altfel și din alt punct de vedere. Totodată ne schimbăm atitudinile, ne schimbăm modul de a vedea viața ca o aventură, unde putem să ne facem visele realitate. Sau putem pur și simplu să trăim și să acceptăm numai ceea ce ne dă viața de zi cu zi și nu cred că e atât de avantajos. Cel mai important însă este să crezi că totul este posibil. Lumea în care trăim este plină de posibilități, nu de restricții. Însă trebuie să învățăm să le vedem și de cele mai multe ori este felul în care vedem lumea și pe noi înșine, care ne ghidează stilul de viață și care ne ajută sau ne încurcă să ne gândim și să ne atingem obiectivele. Cam atâta și trebuie să avem curajul să spunem ceea ce vrem și să ne atingem țelurile, pentru că e important, e foarte important. Nu sunteți de acord cu noi? Bună seara! Dați-mi voie să mă prezint și eu. Alin Bodea este numele meu. Sunt membru al Noii Republici de un an și trei luni. Sunt președintele filiale Sector 3 și vă invit alături de colegii mei
să încercăm să legăm totuși o punte între cei de acolo și cei din această minunată sală și să vedem cam ce am dorit noi pentru 2029. Am să vă spun ce îmi doresc eu pentru 2029 și am să încep prin două cuvinte care unul dintre ele a fost îndrăzneală. Eu am îndrăznit acum, poate ca o surpriză și pentru colegii mei, să intervin în acest eveniment. Și unul este compromisul. Cred că nu există un cuvânt mai urât în limba română și în orice limbă decât cuvântul compromis. Câți dintre dumneavoastră, mai tine sau mai în vârstă, nu ați fost nevoiți să faceți un compromis în viață, un compromis care să vă arunce în dulap un schelet sau o imagine pe care atunci când deschide acel dulap doriți să o închideți cât mai repede. Sunt convins că cei mai în vârstă ați avut această experiență, iar noi aici suntem ca să încercăm să determinăm un drum mai bun pentru tinerii care doresc să își găsească drumul în viață. Deci eu, pentru 2029, îmi propun ca tineretul din această sală, începând cu Bianca și cu fica mea Timea, care are 6 ani, să nu fie nevoit să facă un compromis pentru a obține ceva de la viață, să reușească pe propriile puteri, prin meritocrație și printr-o bună gestionare a resurselor proprii. Pentru asta, cred că toți din sală sunteți de acord că trebuie să găsim acel imbold care să ne călăuzească spre ceea ce putem noi face cel mai bine în viață. Eu am 45 de ani, cred că pot să vorbesc destul de mult din experiența mea, dar nu asta doresc acum. Vă aștept cu întrebări, vă aștept cu păreri, vă aștept cu greutăți pe care le-ați întâlnit în viață, de la momentul în care ați dorit să încheiați, cei care sunteți antreprenori, o afacere cu cineva și ați întâlnit tot felul de piedici puse birocratic, instituțional și așa mai departe, până la cei care ați căutat o angajare sau un post unde ați observat că în demersurile dumneavoastră ați fost înlăturați de anumite persoane care nu meritau acel post. Vă rog, deci, pe dumneavoastră să adresați întrebări lui Mihai, Doru, Florin și Biancai, pentru a vedea ce putem să legăm în cele încă 45 de minute în această seară. Nu am reușit să vă conving. Este cineva care dorește să-și pună un punct de vedere? Să încerce? Vă văd tineri. Iertați-mă că știu că poate trebuia să vină Bianca la voi. Dar v-am urmărit de când ați venit aici. Cu ce vă ocupați? Eu sunt student acum la master, în primul an de master, la SNSD, la management proiect. Și am venit aici, am văzut pe internet afișul, sunt membru mai multe grupuri de economie, libertariene, mai mult. Așa și mi-a plăcut ideile promovate de partid în sine. Și dacă să vorbesc de anul 2029, cred că mi-ar plăcea să fie o țară în care ar fi un stat mai puțin abuziv, mai puțin puternic, cu taxe mai mici, unde ai putea să faci ceea ce dorești, fără să fii oprit la orice pas. Asta. Bună seara, eu sunt student la Politehnică, la Transporturi, la anul 4. Mă pregătesc să termin și apoi sper să urmez un master în afară de business sau, dacă nu, în țară. În același timp, mă ocup și de o afacere împreună cu tatăl meu. Și în fiecare zi observ problemele birocratice pe care statul le pune în defavoarea noastră a antreprenorilor. Deci, în 2029, aș vrea un stat care să susțină oamenii muncitori, să susțină antreprenoriatul și să susțină ajungerea la un statut ridicat prin metodele corecte. Nu, ca acum. Aș vrea să dau ceva, spre deosebire de colegul meu care ar vrea un stat care se implice
Eu vreau un stat care să nu se implice atât de mult. Să lase piața să își facă prin mecanisme proprii, să se regleze și să impacte care să facă ceva. Mulțumesc, Alina. O să te rog, dacă îmi permiți doar atâta, să putem eventual organiza și o altă modalitate de comunicare. Cei care sunt mai timizi și înțelegem, poate vor să pună pe o coală de hârtie, pe o bucată de hârtie, un singur gând care ar putea să fie tradus astfel. Care este virtutea, valoarea, latența în societatea românească care ar merita stimulată și pusă prin plan? Deci, încă o dată, care este virtutea pe care românii o au și care, nu defectele, de asta suntem sătui. Dar care este virtutea pe care românii o au și pe care ați dori să o vedeți stimulată, lăsată liberă să crească? Puteți să ne dați aceste sugestii, vă putem spune doar atât, că le folosim. Că ele fac parte din, după storming urmează norming și ele fac parte din procesul ăsta de creștere a noastră chiar. Vă mulțumesc și pentru cele două, vă mulțumim și pentru cele două foarte bune intervenții. Suntem un partid care vrea ca într-o bună zi să combine frumusețea Elveției cu eficiența economică a statului Singapore. Deși Cioran vrea cândva, dacă țineți minte, să avem o țară cu prestigiul cultural al Franței și cu populația Chinei. Bună seara! Daniel Constantinescu, viitor primar al Bucureștiului, în 2029. Tocmai căutam speța asta. Actualmente cap de familie, mic antreprenor, mare datornic. Așa, acțiune. Cam asta e părerea mea. Trebuie să acționăm mai mult. În rest, cum spunea colegul cu master în străinătate, viața își va urma cursul dacă vom acționa. Dacă nu vom acționa, nu vom acționa. Acțiune organizată. Parcă o acțiune, cum spuneam... În primul rând, acțiunea individuală. Întotdeauna, ca să poți coordona o serie de acțiuni, trebuie să le ai la dispoziție. Trebuie să ai și contextul și cadrul în care să acționezi. Există. Eu l-am primit în 1980, pe 11 august, m-am născut și... De atunci am fost liber. Să respir, să acționez. Da. Mulțumesc. Bună seara, sunt membra partidului. Vreau un singur lucru să adaug. Într-adevăr, să acționăm, dar începând de acum. Deci noi visăm la 2029, dar trebuie ca să-l pregătim să începem de acum. Să nu mai visăm prea mult. Să acționăm, într-adevăr, cum a spus domnul mai înainte. Nu e timp. Lucrurile se desfășoară foarte rapid și în timpul ăsta se... au loc lucruri care uneori nu mai pot fi reparate. Dacă domnul de dinainte vrea acțiune și vrea să se înscrie la un proiect de suspendare a primarului Oprescu, acțiune de referendum care să-l dea jos, eu mă bag. Mulțumim, doamna Dăbuleanu, pentru intervenție. Asta este. Da, trebuie să trecem de la visare la acțiune și cred că acțiunea organizată înseamnă în primul rând libertatea individuală de a acționa, dar și o coordonare, un focus. Lipsa de focus poate la un moment dat să însemne risipă de energie. Și pentru noi trebuie să spunem, nu mai putem să ne ascundem după deget. Pentru noi ca partid politic prioritatea o reprezintă obținerea puterii. Puterea este un instrument, ca și partidul politic, un alt instrument pentru a ajunge acolo unde deciziile majore se pot lua în favoarea cetățeanului. Este un paradox aici, deși ești libertarian, crezi până la urmă că statul trebuie cucerit pentru că de acolo poți să iei decizii reversibile. Cum ar fi? Vă dau un exemplu. Georgia. În 2003, Georgia era pe locul 143 în lume la nivel de corupție. Era aproape de țări africane. O revoluție politică condusă de Mihail Saakashvili a permis schimbări fără precedent. Vă dau un singur exemplu. 75% din polițiștii din Georgia au fost dați afară în primele două săptămâni ale guvernului Saakashvili. Toate sediile de poliție din Georgia au fost schimbate și au fost toți polițiștii care au rămas duși în sedii transparente, de cu sticlă, în care toți cetățenii puteau vedea ce se întâmplă.
Georgia a redus taxele de la inițial 40 la 26, după care de la 26 ele au fost reduse la doar 6. Iar în anul în care, 2008, aceste taxe au rămas doar 6 la număr, colectarea de taxe a crescut cu 460%, iar PIB-ul s-a dublat. Asta înseamnă leadership, asta înseamnă acțiune politică, asta înseamnă viziune. Este o revoluție care s-a petrecut într-o țară vecină cu noi, este vorba de Georgia, la Marea Neagră, vecină cu noi, și este o revoluție care, într-un fel, reprezintă ecoul revoluției produse de Margaret Thatcher în anii 80 în Marea Britanie. Noua Republică este afiliată acestei familii a conservatorilor britanici, polonezi, cehi și georgieni, care recunoaște primatul libertății în fața egalității. Și deci această acțiune politică înseamnă, în primul rând, o pregătire pentru a prelua puterea. Nu suntem un ONG, nu suntem un club de discuții, nu suntem un loc unde doar se negociază fraze frumoase, nu. Suntem un loc unde încercăm să antrenăm viitorii competitori politici. Iar produsul principal al unui partid politic îl reprezintă candidații, oamenii. De aceea mă bucur să aflu că avem un candidat, poate că intrați în teste. Dacă mai aveți ceva de adăugat și de întrebat, aveți și de câștigat. Avem câteva premii. Primul premiu este tombola și cel care va fi norocosul să... cel care va câștiga va primi o vacanță la munte de 2 persoane. Iar dacă puneți întrebări și o întrebare bună, o să primiți 2 bilete aici la Teatrul Godot. Al treilea premiu este o invitație la congres și o carte. Deci o carte de-a mea, valoare mult mai mică. Așa că puneți întrebări. Am eu două întrebări, dacă se poate. Te rog. Numele meu este Daniel, provin din mediul corporativ și atunci vă avertizez că am o abordare foarte pragmatică. Mi se pare o idee foarte bună legată de viziunea pentru 2029. Întâmplător, acum o săptămână și am văzut un plan strict pe zona economică. Ei se referau la 2032, nu e foarte mare diferență. Întrebarea mea, am așa dat două întrebări. Una, luând România, să spunem, ca o companie, o analogie pragmatică, dar la urma urmei destul de eficientă, mai ales în zona antreprenorială. Prima întrebare ar fi, dacă aveți în plan să transformați această viziune idealistă, dar foarte promițătoare, într-un plan concret, care normal presupune împărțirea pe domenii, cu niște obiective foarte clare, ok, de la ultimul loc, măcar la antepenultimul, în 2 ani și așa mai departe. Și a doua întrebare ar fi, cum plănuiți să atrageți oamenii care să realizeze aceste lucruri, fiecare pe domeniile în care normal se pricepe mai bine. Mulțumesc! Eu invit și pe ceilalți prieteni de la masă să încerce să răspundă, dacă vor. Da, foarte scurt. Eu cred că aici o tensiune. Îmi place ideea de management corporatist până la un punct, dar cred sincer că e o mare diferență la un moment dat între o națiune și corpul de oameni care compun până la urmă o corporație. O națiune are o istorie, are sensibilități, are o memorie. Până la urmă, ea trebuie condusă, nu doar administrată. În timp ce, sigur, o companie poate fi mutată dintr-un loc într-altul, indiferent de context cultural, istoric și așa mai departe. Există, deci, o analogie până la un punct, când vine vorba de eficiență, când vine vorba de reducerea risipei, a costurilor inutile, sunt absolut de acord. După părerea mea, cele 256 de agenții guvernamentale nu se justifică. Ar trebui să avem, în loc de 29 de ministere, sau oricum 29 de miniștri, cred că avem vreo 24 de ministere, doar 10. Se poate. În Germania s-a întâmplat asta. Carol I, când a reformat România, a avut 8 miniștri. Noi avem 24. Deci aici sunt de acord. O logică a eficienței corporatiste te trimite imediat la tăieri. Tăieri, în primul rând, din bugetul de stat care se duc spre companii de stat, care produc risipă.
Dar ele produc risipă nu întâmplător, nu doar pentru că managementul la stat e intrinsec rău, ci pentru că acele companii sunt desemnate de companii care alăptează economia clientelară a partidelor sisteme. Ai partidul, ai firma. Ai baronul, ai rețeaua de firme, care sunt evident abonate la contracte cu compania de stat. Fie că acel contract înseamnă organizarea unei gale de box, fie că, această resursă din bugetul public se duce spre, știu și eu, investiții, marile țepe ale lui Șova și așa mai departe, tot despre risipă vorbim. Deci este o chestiune fundamentală aici și, într-adevăr, ochiul de antreprenor ajută mult și ai nevoie de tehnocrați, ai nevoie de specialiști, dar ai nevoie și de oameni politici care dau legitimitate acestui proiect. Deci două paliere. Palierul legitimității politice, unde tu duci voturi prin capacitatea unor lideri de a energiza națiunea și de a inspira până la urmă, la un alt comportament, poporul. Și ai nevoie de legitimitatea tehnocratică a specialistului care chiar se pricepe. La Noua Republică sunt specialiști. Mihnea Vasilache, de pildă, a scris două texte sau trei texte fundamentale despre Old Chim, despre Roșia Montană, despre hidroelectrica. Este un specialist care lucrează la Londra, e vicepreședinte în partidul nostru și contribuie punctual, nu la discursul politic, în primul rând, ci la discursul strict economic și tehnocratic. Alt exemplu vă pot da, Radu Șimândan, aici în sală. Doctor în economie, un om care înțelege ce înseamnă impactul unei fiscalități excesive asupra mediului de afaceri. Acești oameni, cu ajutorul Dumnezeu aș adăuga, într-o bună zi vor conduce România. Pentru asta însă ai nevoie de voturi. Deci ai nevoie de oameni politici capabili să dea încredere. Românii nu merg la vot pentru că nu mai au încredere. Și fără legitimitate politică nu ai fără legitimitate democratică nu ai, până la urmă, nu ai nici legitimitate morală. Angajarea și atragerea de oameni se face printr-un proces foarte complex, până la urmă. Se face astfel, pur și simplu, eu cred că aici sunt câte persoane din această sală n-au mai fost la vreo întâlnire cu Noua Republică. Cam o treime sau aproape jumătate. Iată, un mod prin care oamenii află că noi existăm. Am avut de asemenea, deci întâlnirile publice sunt o modalitate prin care noi atragem oameni. Sper că circulă prin sala respectivă listă în care dumneavoastră vă puteți lăsa numele, prenumele. Dacă doriți să intrați în legătură cu noi, de mâine avem un site nou, apropo, va fi foarte ușor, vă puteți loga, puteți să vă dați adresa de mail. O să fim primul partid digital în 4 săptămâni, sper să aveți răbdare, o să avem și aplicații de iPhone și Android. Deci ne mișcăm în această direcție pentru a facilita contactul și când vorbim de elită, vă mai spun un singur lucru și apoi mă opresc că îl văd pe Mihai puțin nemulțumit. Avem în proiectul nostru de statut, la care lucrăm acum, o instituție numită Senatul Partidului. E vorba de un loc unde putem să regăsim talente, oameni foarte valoroși, care nu sunt membri de partid neapărat cu, să spunem, cotizația la zi, care sunt personalități recunoscute în spațiu public. De pildă, la noi au fost oameni precum, dau un exemplu, Grigore Leșe, la noi, la Noua Republică, au fost prezenți la diferite întâlniri asemenea personalități artistice, culturale, științifice și ei în senatul acesta al partidului pot să dea direcții strategice pentru politicile partidului. Pot să mai spun un singur lucru și chiar e cel din urmă. Corneliu Berard, cu studii la München, la Manchester și la Budapesta, este autorul celui mai bun document care privește regionalizarea în România. Nu l-a băgat nimeni în seamă. E mult mai puțin eficient să scrii 500 de pagini despre regionalizare în România decât să intri în Parlamentul României cu 30 de agenți. Aș mai vrea să mai adaug eu un lucru la întrebarea cum atragem oameni. Și aș răspunde foarte simplu, prin sacrificiul nostru. Organizarea unui astfel de eveniment a durat cel puțin 2 săptămâni. Doru aici de față, cred că a dat 10, iar sute de telefoane să organizăm, să găsim sală, modalități de a... pentru că suntem și în direct pe privesc.eu, prin sacrificiu. Sacrificiu al timpului nostru. Sacrificiu al timpului pe care poate
ar fi trebuit să-l petrecem cu familia. Eu sunt proaspăt căsătorit și de-aia se simte, nu? Încă mai am dorința de a petrece. Și acest sacrificiu pe care îl facem prin a ne documenta, ne documentăm tot timpul. Mihail mai devreme a venit cu o listă de cifre, parcă ar fi, n-ar fi terminat filozofia, ar fi terminat matematica. 15%, 30%, asta e o muncă, un sacrificiu pe care noi îl facem ca să creăm contextul și cadrul, ca elitele de care spunea Mihail Neamțu, să vină lângă noi, să creadă în ceea ce facem. Pentru că noi aici creăm un produs. Un produs, creăm o viziune, creăm idei în care oamenii să creadă. Că fără a crede în ceva, nu poți să faci nimic. În mediul corporatist, da, poți să faci foarte multe lucruri dacă nu crezi în respectiv. Bonusări și așa mai departe, promovări. Dar aici vorbim de vocație. Politica e o vocație. Și în primul rând, politica trebuie să o faci cu sufletul. Poate sună cam așa, prea pompos, cu suflet. Dar așa trebuie. Dacă nu crezi și nu te apuci, dacă nu credeam în lucrul ăsta, eu nu veneam aici. Nu veneam și nu sacrificam timpul și toate cunoștințele mele. Toate astea pentru a atrage elita. Mulțumesc! Mulțumim! Haideți! Mai avem jumătate de oră, putem să dialogăm și pe... Da, am găsit. Mulțumesc frumos! Bravo, Mihai, pentru organizare. Mihai, și ceilalți, Radu și Madan, sunt predau economie la Universitatea Politehnică și în cadrul unei facultăți chiar de antreprenoriat. Vreau doar să spun că îmi pare atât de bine că sunt aici, unde întâlnim tine din cele mai diverse zone, un tânăr libertarian care vrea să participe la viața cetății, ceea ce este extraordinar, un student la Politehnică care vrea să continue să studieze la un master în străinătate, bravo, te încurajăm cu toți, și foarte mulți antreprenori sau viitori antreprenori, îmi pare bine că l-am văzut și pe Doru aici. Apropo, pe cei care vreți să construiți, vă invităm și la construcția Institutului Republican pe care vrem să-l lansăm în curând. Puteți să veniți să discutați și să contribuiți la construcția lui. În România avem multe organizații interesante, organizații libertariene, clasic liberale, conservatoare, cărora vrem să ne alăturăm. Încercăm să construim o bază doctrinară pentru partid, dar poate chiar și mai mult decât atât, încercăm să producem idei care poate, chiar dacă nu sunt vandabile publicului, e bine să le discutăm și poate la un moment dat să le punem pe piață și cine știe, poate chiar vor avea succes. Invitația mea este către toți tinerii să se alăture fie partidului, ar fi excepțional, fie institutului. Depinde de voi cum construim viitorul de care vorbea Mihai și ceilalți invitați. Mulțumesc! Mulțumim, Radu! Radu, dacă te amintești, doamna Thatcher, când a mers în Parlamentul Britanic și a fost întrebată și până la urmă, în ce credeți voi, ea a scos cartea numită Constituția Libertății, dintr-o poșetă greu de imitat în România, și a spus, this is what we believe in. Și a arătat cartea lui Friedrich Hayek, Constituția Libertății. This is what we believe in la Noua Republică. Curajul doamnei Margaret Thatcher, cea care a spus, nu știu dacă se spune, mai bine spun în română, dacă vrei... If you want something to be said, ask a man. If you want something to be done, ask a woman. Și deci avem nevoie și de acest capital feminin în partidul nostru, mai ales când el se combină cu viziunea extraordinară doamnei Thatcher. Suntem până la urmă singurul partid al libertății. Mulțumesc!
cineva aici? Mai este cineva aici? Da, mai este și o surpriză cine mai este. Te rog, mă numesc Oana de Amun. Sunt psiholog logoped și ați vorbit despre toate, mai puțin despre învățământ, despre sănătate. Lucru care mi-aș dori foarte mult să se schimbe ajutorul dumneavoastră a noi generații. Ceva în Ministerul Învățământului, în Ministerul Sănătății. Foarte mult cred că știm că să ne întâlnim în ultimul timp cu autismul. Da? Nimeni nu face absolut nimic pentru acești copii. Terapii foarte scumpe, dar neeficiente. Cred că pe zi ce trece, școlile sunt pline, vorbim despre integrare, despre incluziune, școlile sunt pline de copii cu autism. Școlile speciale nu mai pot să facă față. Cred că ar fi un lucru extraordinar de luat în calcul și acest lucru. Deci, o reglementare foarte, foarte mare în învățământ și în Ministerul Sănătății. Sper să fim ajutați de noua generație. Vă mulțumim. Tocmai zilele trecute auzeam legat de sănătate pe Ministrul Sănătății care spunea că în 2 ani își va da demisia dacă reformele pe care acum le implementează nu vor avea efectul scontat. Sunt foarte curios, dar mă și intrigă faptul că mai trebuie să mai suportăm încă 2 ani. Dar poate peste 2 ani vom avea noroc. Într-adevăr, ce pot să vă spun eu și vă spun din experiență, pentru că sunt fiu de cadre didactice, știu ce înseamnă educația, știu ce înseamnă problemele cu care mai întâi se confruntă profesorii, învățătorii, atât în mediul rural cât și la oraș. Am văzut zilele trecute un articol care m-a indignat foarte mult despre un copil care își bătea joc de profesorul lui. Lucrurile astea nu trebuie să mai existe și nu o spun așa foarte generalist. Există planuri, există răspunsuri ale elitelor și al oamenilor care au făcut școli în afară, oameni care vor să facă școli în afară, care pot aduce ceea ce au învățat ei acolo și pot implementa aici. Nu este o mare inginerie, nu trebuie să reinventăm învățământul, nu trebuie să se nască un nou spirul haret, ci trebuie să luăm ceea ce este bun în altă parte și să implementăm la noi. Iar noi avem în noua republică acești oameni. L-avem, de exemplu, pe domnul Ștefan Vlăstov, care este felia lui, ca să zic, și bucata lui învățământul. El a scris și scrie în continuare foarte multe articole și foarte multe și de foarte multe soluții în tot ceea ce scrie despre învățământ. Iar sănătatea este la fel de important. Cum am auzit, cei 3S pentru care România trebuie să ia aibă ca să prospere. Școală, sănătate și șosele. Mulțumesc! M-am speriat că o să spună șosete. Nu, cu siguranță aveți dreptate și cred că risipa pe care ați identificat-o la Ministerul Sănătății este fără precedent. După cum știți, noi plătim în fiecare lună într-un coș mare numit Casa Națională de Asigurări de Sănătate o sumă mare de bani. Sunt 5 miliarde de euro pe care un director politic, penultimul a fost medicul de casa lui Ponta, un director politic îi administrează. Dimensiunea sifonărilor în acest sistem public de sănătate este de peste 1 miliard după declarațiile lui Lucian Duță, fostul director al Casei Naționale. Noi credem că acest monopol al statului pe banii noștri este ilegitim. Noi credem că acești copii care suferă de autism ar putea beneficia de mult mai mult sprijin dacă pe piața liberă am avea, de pildă, mult mai mulți antreprenori cu resurse, cu bani, care să poată să dea burse acestor copii, oportunități, să facă școli private, dacă s-ar putea poate accesa fonduri europene, deși nu sunt foarte încrezători în eficiența lor, dar clar
Problema astăzi în sistemul public de sănătate ține de risipa banilor noștri de către niște monopoliști. Trebuie făcut deci cu sistemul ceva ca să se amelioreze. Nu doar, atenție că eu am vorbit aici, nu doar starea copiilor autiști. Și aici pledez pentru un plus de incluziune și pentru respect, pentru redescoperirea demnității umane, a persoanei umane. Prea adesea disprețuim oamenii cu un handicap fizic, fără să realizăm că unii dintre ei pot să fie geni, cazul lui Stephen Hawking, da? Profesorul de fizică și astrofizică de la Cambridge. Haideți să ne reamintim ce am spus. Am spus că suntem pe ultimul loc la tratarea bolilor de hepatită în Europa. Și cred că suntem probabil și pe ultimul loc în alocarea de resurse către copiii cu autism. M-ar interesa să aflu, dar într-o discuție privată, mai mult despre acest fenomen, ca să putem să introducem tema aceasta în comunicarea noastră publică. Avem oameni care s-au ocupat, avem oameni care se ocupă în continuare de sănătate. Există un foarte bun chirurg la Arad, profesorul, doctorul Mircea Alexa, care se ocupă de departamentul de sănătate. După cum vedeți, facem eforturi să venim cu răspunsuri la fiecare subiect. Dar nu le știm pe toate, asta e vestea bună și deci avem nevoie de dumneavoastră. Altcineva? Cine mai dorește? Cine mai poftește? Aha, aici, gata, am găsit. Da, se aude în față? Se aude? Se aude, se aude. Okay. Bună seara, numele meu este Vlad, sunt membru al Centrului de Studii în Idei Politice. Aș avea două întrebări, în principiu, dacă putem să pornim eventual o discuție în doi, domnule Neamțu. În primul și în primul rând, cum definiți libertatea? Ați tot adus în discuție acest concept, unul la mână. Și doi la mână, ați tot vorbit de risipă. Ce se întâmplă cu Biserica Ortodoxă Română? Așa. Astea sunt cele două întrebări? Da. Perfect. Sunt două. Una, două. Acum, dacă aș avea alura unui patriarh sau unui CEO, cel puțin, de biserică, aș fi înțeles ultima întrebare. Sunt un modest membru al laicatului ortodox care încearcă să urmeze niște comandamente morale. Dar nu mă ocup de... Deci chiar nu mă ocup, nu administrez fonduri în Biserica Ortodoxă, nu mă ocup de absolut nimic care ține de ordine internațional. Vă întreb de părerea dumneavoastră. Asta e o altă discuție. Deci judecata politică despre raportul între biserică și stat, sau care e întrebarea? În principiu, adică tot ați vorbit de risipa care se întâmplă în sănătate sau în educație, deci nu vorbim de cea care probabil este mult, mult mai mare în cazul Bisericii Ortodoxe Române. Păi nu, hai să stăm puțin pe ultima întrebare. Aveți cifre? Păi stăm puțin și ne uităm la toate salariile, deci toată lumea are senzația că biserica este independentă. Păi nu, dați-mi niște cifre, că vreau să stau cu cifrele în față, ca să înțeleg. Nu vreau să apăr pe absolut nimeni, dați-mi niște cifre. Nu este rolul meu, nu este... Păi nu, dacă mi-ați vorbit despre un raport similar între risipa din sănătate și risipa din biserică, înseamnă că aveți cifre. Eu am cifre pentru sănătate. Păi dacă să uităm la toate profiturile pe care Biserica Ortodoxă le raportează în fiecare an și stăm să ne gândim la taxele pe care statul român ar putea să le încaseze din acele profituri, haideți să ne uităm la cele 7 zile sau câte zile au fost cu ocazia pelerinajului la Iași, în care Biserica Ortodoxă a încasat 2 milioane de euro în câteva zile? Se pare puțin. Sincer. Sunt 2 milioane. Sincer, mi se pare foarte puțin dacă vorbiți despre o analogie între sănătate și educație. Profituri de 2 milioane în 7 zile mi se pare puțin. Asta o spun din perspectiva unei comparații cu mediul cu sfera medicală. Da? Cu sfera medicală. Acum hai să vorbim despre niște cifre. Din știința mea, deci în primul rând vreau să pledez pentru transparență. Cred sincer că alocarea de resurse de către stat în diferite zone, că ele se numesc cultură, religie, că ele se numesc sport, că ele se numesc aceste zone, de pildă educație sau infrastructură, orice formă de alocare presupune, în opinia mea, risipă și corupție. Deci asta e formularea mea de principiu. Numai că eu sunt un om care are obligația să aibă și o prioritate în deciziile și în acțiunile sale. Hai să vedem cu ce începe. Păi eu aș începe cu locul unde e cea mai mare risipă și v-aș invita, dacă puteți, să mă ajutați, să-mi trimiteți un mail pe adresa mihail.neamtu@noarepublica.ro
cu cifre. Eu am niște cifre, poate nu sunt cele corecte. Cifrele mele spun așa. În România sunt angajați la stat, în sistemul public de educație, 250.000 de oameni. Numărul de preoți în România este de 17.000. E un raport, totuși, în favoarea sistemului public de educație. Există de aproximativ 20 de ori mai multe biserici decât școli și spitale la un loc în România. Da, da, asta e deja o judecată calitativă, nu cantitativă. Pe altă dumneavoastră nu vă plac bisericile. Îmi pare foarte rău. Este cantitativ, vorbim de numere. Deci, încă o dată, numărul de biserici în România, cum bine sugerează Larisa Ispas, probabil că este foarte mare, pentru că primele biserici datează la Durostorum, avem încă din secolul IV câteva biserici. Biserici ridicate în ultimii 24 de ani. Bun, haideți să le luăm pe rând. Deci, încă o dată, dacă vreți un argument ideologic, eu sunt gata să-l ascult. Spuneți că biserica e rea și că nu face nimic bun și eu vă ascult până la capăt, cu tot respect. Dacă vreți să spuneți asta, e ok. Dacă vreți să intrăm într-un argument de substanță, haideți să vedem cum stăm cu cifrele. În opinia mea, repet, orice alocare de resurse dinspre stat, spre orice instituție, este o alocare care presupune risipă și corupție. Deci revin la formularea mea inițială. Dar, în opinia mea, situația socială în România, așa cum o descoperă orice politician responsabil care merge în comunități, este de așa natură încât eu vreau să vă spun că sunt comunități în Munții Apuseni, pe care sper să le vizitez încă o dată toamna aceasta, unde am descoperit că singura urmă de civilizație este garantată de prezența unui preot. Vă pot spune că sunt locuri unde nu ajunge poșta română, unde nu ajunge poliția română și că există un regulator social. Nu mă interesează convingerile metafizice ale dumneavoastră sau ale mele. Există un regulator social în aceste zone, care nu sunt puține, 45% din români trăiesc la țară, care se numește biserica, fie că este biserică ortodoxă sau biserică catolică, greco-catolică sau neoprotestantă. Chiar nu am un argument confesional aici. Acest regulator social are impact asupra, bunoară, criminalității. Vă pot da un exemplu. O localitate din județul Arad are cea mai mică criminalitate în România. Se întâmplă să fie și cel mai mare număr de biserici în acea localitate. E un argument pe care l-aș livra doar în sens utilitarist. Poate nu vă plac bisericile și sunt de acord ca banul dumneavoastră să nu meargă într-o direcție... Asta e o eroare de logică. Corelare nu înseamnă cauzalitate. Absolut de acord. Absolut de acord. Am spus că întâmplător. Asta a spus și eu. Întâmplător. Pentru că după aia duceți public în eroare. Tocmai. Absolut. David Hume asta ne-a învățat. Că una este contextul și alta este cauzalitatea. Dar, încă o dată, se întâmplă să fie lucrurile în acest fel. După părerea mea, o situație ideală ar fi aceea în care noi, după modelul german, am putea să alegem, noi ar putea ca cetățeni să alegem, ca o parte din veniturile noastre să se ducă spre un fond religios care să poată fi utilizat de biserici în funcție de identitatea mea. Dacă mă declar catolic, fondul respectiv merge în fondul catolic. Dacă mă declar ortodox, fondul respectiv merge în fondul ortodox. Și bisericile, printr-o maximă transparență financiară, să acceseze aceste fonduri. În opinia mea, corupția la care s-a ajuns astăzi și în biserică și în spațiul politic, și corupția asta am condamnat-o într-o carte în care aveam un capitol intitulat Mita și Mitra. Cartea se numește Bufnița din Dărâmături. Corupția are loc pentru că la un moment dat acest sistem mafiot politic, care înseamnă baroni, rețele de partid, descoperă o slăbiciune, un interes al unui protopop, al unui călugăr și așa mai departe. Uitați-vă la scandaloasă situație din Constanța, pe care și pe asta am condamnat-o. Descoperă niște interese de ordin ecleziastic, pe care le cumpără pentru a obține apoi și favorul electoral. Dar acolo e un raport strict mercantil. În niciun caz nu e o sensibilitate religioasă a lui Mazăre față de cuvioasa Paraschiva sau mai știu eu ce. Hai să nu delirăm. Deci, această corupție are ca sursă, în primul rând, aranjamentul constituțional și politic. Eu însă nu pot să spun și să fac comentarii cu privire la faptul că oamenii se strâng la cuvioasa Paraschiva și se jignesc ca comportamentul liber a 50.000, 70.000, 100.000 de români care se duc într-un loc sau altul. Nu pot să spun nici despre cei care se duc la Pink Floyd, The Wall, că sunt nu știu cum. Nu pot să spun nici despre cei care se duc
la Cuvioasa Paraschiva să se închine, că sunt nu știu cum. Eu nu am această situație. Păi nu, cam ați sugerat că sunt jegmăniți de biserică. Pentru că a obținut profituri de pe urma lor, atâta tot. Nu am spus cu consimțământul lor, cu consimțământul lor. Oamenii s-au dus să dea un leu cu consimțământul lor. Care sunt profiturile obținute, dați-mă, de la concertul lui Michael Jackson în 94, știți? Nu. Ok, deci așa cum judecați care este concertul lui Michael Jackson, vă rog să judecați și pelerinajul la Cuvioasă. Michael Jackson, organizatorii au plătit taxe către stat și toate cele. Așa este. Așa este. De acord cu dumneavoastră. Deci dacă vorbim despre sume încasate de către biserică și care nu sunt declarate la fisc, sunt pentru transparență fiscală. Dar noastră nu v-ați referit la neapărat la asta. Nu mai aduceți argumente de factură sentimentală, pentru că eu nu am spus niciodată, n-am adus în discuție caracterul religios sau credințele individuale ale oamenilor. Pur și simplu am încercat să aduc o discuție cât se poate de economică, pe cât posibil. Deci dumneavoastră credeți că statul poate să controleze mai bine fenomenul de corupție, cu fenomenul corupției decât biserica însăși. Asta îmi spuneți mie. Dumneavoastră spuneți mie acum că statul trebuie să fie subsumată statului dacă o întreprinde activități economice. Biserica, biserica plătește impozite. Cred că trăiți într-o altă dimensiune, pare rău. Da. Eu cred că e un blocaj aici, încă o dată. Eu știu că există foarte multe suspiciuni legate de transparența fiscală. Eu nu încurajez deloc atitudinea aceasta de refugiere. Noi suntem altceva. Noi nu avem obligația să to disclose, să, mă rog, scoatem la iveală toate cifrele. Nu sunt de acord cu asta, dar nici nu am ajuns să cred că România își va reveni din punct de vedere economic când va taxa banul văduvei din cutia Milei. Dar mulțumesc tare mult! Și ați uitat de libertate. Libertatea pentru noi este corelativă cu responsabilitatea. Există libertatea individuală care ar trebui să fie nereglementată de către stat, dar care, în comunitatea în care trăiești, tu ca individ, este supusă regulii responsabilității. Atunci când lovești în libertatea celuilalt, există modalități de cenzurare a acelei libertăți. Fără responsabilitate nu există libertate. Și ce se întâmplă când unii indivizi sunt mai liberi decât alții? Dați un exemplu. Dumneavoastră față de omul de la colțul străzii care nu are un ban să-și cumpere de mâncare. Sunteți dumneavoastră liberi să vă circulați pe toată țara, însă omul respectiv nu poate. Dar poate el nu vrea să circule. Dar își dorește să fie acolo, își dorește să fie în colțul străzii. Domnul Neamț a început discuția pornind de la o risipă pe banii publici. Pe banii mei. Pe banii dumneavoastră. Nu, a fost o întrebare pe care eu am adresat-o. Păi da, stai puțin, că n-am înțeles întrebarea. Ideea... Ce este libertatea? Este simplu. Libertatea? Da. Eu zic să încercăm... Libertatea este cam asta. Păi sunt foarte mare, confuzie. Dacă mai nu sunt niciun venit și vrei să ajungi din localitatea A în localitatea B, o iei pe jos, până în momentul în care ți se termină. În momentul în care te mănâncă câinii pe mijlocul de străzi, nu? Stați puțin, avem un raport de inegalitate cel puțin aici. Nu vă auzim pe dumneavoastră, chiar e foarte interesant ce spuneți. Luați, vă rog, și dumneavoastră microfon. Da. Avem trei microfoane, putem să mai dăm unul? Două. Da, nu, eu am intervenit din simplu motiv că a deviat discuția de la o risipă a unor... pe care am adresat-o, nu am deviat, am adus-o înapoi la întrebarea pe care eu o adresasem și eram curios să aflu răspuns la ea. De-aia am adresat-o, în primul rând, nu am deviat. Vreau frumos să fiți atenți la ceea ce se discută, nu știu. Nu, îmi cer scuze. Da, ați spus ceva și eu n-am auzit, că doar să auzit ce-a spus. M-a întrebat colegul ce reprezintă libertatea și i-am răspuns sincer că e libertatea fiecăruia parte, liberul arbitru. Dacă eu îmi doresc să ajung din localitatea A în localitatea B și nu am o slujbă, n-am niciun ban, am liberul arbitru să iau pe jos spre localitatea B. Până când nu mai pot să merg și atunci mă opresc și mă odihnesc. Ai libertatea să dormi. Da, și să dorm, eventual. Ai libertatea să te trezești? Exact, adică nu. Așa mi se pare și mie. Da, eu însă nu pot să nu observ un lucru că... Nu pot să nu observ că eu sunt vinovat a priori moral față de omul din colțul străzii. Această sugestie că există o vinovăție... Nu înțelegeți mecanismul.
mecanismele sociale care împiedică pe omul ăla. Stimate domn, nu mai puțin. Încercăm și noi un dialog coerent. Deci ați spus ceva și chiar vreau să răspund și eu. Ați sugerat că există o imoralitate intrinsecă celui care pe scena aceasta are posibilitatea să călătorească spre deosebire de cerșetorul de la colțul străzii, care este victimă a nu știu căror mecanisme de represiune și uite așa cu lectura marxistă încet încet ajungem să vorbim despre exploatare și despre clasele exploatatoare și ajungem să spunem că cei care sunt puțin mai bogați, culacii sau chiaburii, până la urmă sunt și imorali și uite așa ajungem să spunem că inegalitatea este de fapt o formă de inechitate și uite așa ajungem să credem că unii dintre noi știu să explice tot parcursul individual văzut și nevăzut al oricărui individ de pe această planetă și dacă cumva acel individ are și bani, cu siguranță este și imoral. Eu această linie de argumentare o resping și o consider, dacă vreți, o urmă, o rămășiță a gândirii marxiste care a împilat acest popor 45 de ani. Eu am avut destul parte de chestia asta. Marx a vorbit despre raportul de exploatare între cei care au capital și proletariatul sau precariatul, cum se numește astăzi, și a vorbit despre vinovăția intrinsecă a celui care era posesor de capital în raport cu cel care, la vezi, doamne, la colțul străzii, nu avea bani și nu avea parte nici de resurse. Această imoralitate a celui care are, vă rog frumos să nu o sugerați, pentru că este o formă de culpabilizare egalitaristă, care nu e departe de ceea ce am auzit și în anii 90 și ceea ce am auzit și în anii 50. Cei care au, sunt intrinsec vinovați față de cei care n-au. Nu știți acest lucru și o formă de aroganță intelectuală să credeți că știți să explicați ce mă face pe mine un om liber în raport cu cel de la colțul străzii. Știți să diferențiați oare între o Maica Tereza și un cerșetor de rând? Din punct de vedere exterior, nu. Și vă dau o singură pilă și cu asta închei. Când un jurnalist american a vizitat-o pe Maica Tereza la Calcutta, în India, oripilată de câtă mizeria era în leprozăria respectivă, i-a spus, ce faci dumneata, n-aș face eu, jurnalist, nici pentru 10.000 de dolari. La care i-a spus, nici eu. O ultimă întrebare. Dacă mai vrea cineva, te rog. Da. Mulțumesc. Mă numesc Radu. Aș avea o întrebare tot pe direcția practică a partidului. Chiar sunt curios la ce v-ați gândit sau ce aveți în gând pentru atragerea oamenilor la vot. Deci cum facem, ce, dacă aveți strategii, în ce direcție mergem în... Eu cred că este o problemă asta. Implicarea în viața socială și modul cum răspundeți la această problemă cred că poate să fie foarte important pentru partidul. Mulțumesc. Da, și eu sunt foarte deranjat de faptul că jumătate din persoanele cu drept de vot din țara aceasta s-au săturat să mai voteze și mai au încredere în nimic. Noi încercăm prin astfel de întâlniri, proiecte, să atragem cât mai multă lume. Am spus și la început, toți aveți datoria ca locuitori a acestei cetăți, a acestui oraș, să vă implicați. Consider că cei care nu se implică nu merg la vot, atunci părerea mea nu o să vă placă, nu au dreptul să comenteze. Și mesajul acesta este, implicați-vă, eu aș propune, dar este doar o părere personală, nu e a partidului, eu aș propune, ca în Elveția sau ca în Israel, votul obligatoriu. Și în Australia. Și în Australia. Asta e o măsură. Asta e o măsură, dar asta da. Așteptam ca o propunere sau ca o idee. Eu aș propune votul obligatoriu. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Este frumoasă, nu știu dacă doamna Nicolau este aici în sală. Se întâmplă că, am vorbit practic despre România viitoare, se întâmplă lucruri extraordinare despre care știm prea puțin. Eram cu doi colegi de la partid, cu Larisa Espas și cu Casimir Țino la Rome Expo, treceam strada după lansarea unei cărți și am auzit o doamnă care m-a strigat, a spus, domnul Neamțu, m-am întors, bună ziua, zice, vreau să vă mulțumesc pentru ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane. Zic, mulțumesc și eu, doamnă. Vă doresc o zi bună. Zice, nu, dar mai vreau să vă spun ceva. Soțul meu a făcut pușcărie 11 ani la Aiud. Era și el un chiabur.
și vreau să vă rog ceva. Aș vrea să fac o donație la partid. Și zic, bine, uite, asta e cartea mea de vizită, vă aștept mâine. A venit doamna, nu știu dacă fac comit o impolitețe să spun, ne-a dat, deși e pensionară, 300 de euro. Am dat chitanța. Și în plus, doamna a spus, aș vrea să adaug ceva, am un apartament în Piața Alba Iulia, pe care aș vrea să-l dau partidului. Folosiți-l. Și de la 1 octombrie, de pildă, aș vrea să vă spun, da, avem un nou sediu în Piața Alba Iulia, pe Bulevardul Unirii. Față de această doamnă, pe care nu o vedem aici în sală, aș vrea să ne exprimăm toată gratitudinea și aș vrea să vă rog să o aplaudăm. Și acum să trecem la premii. Tombola. Să vedem care e norocosul. Eu sunt norocoasă, așa că aleg eu sau cine aleg? Eu? O invit pe Timea să extragă. Da? Felicitări! Ai câștigat o vacanță la munte pentru două persoane. Să nu-l duceți pe oprește noastră. Să mulțumesc! Ideea a fost domnului. Am venit alături de noi. Ideea a fost de documentuța, bilețele. Amestec! Să prezentăm și mai puțin să dar eu, Constantin, am avut nevoie de imagine, am avut nevoie de celebritate. O să arăt da? Asta e din partea noastră, cadrul sumarului. Trebuie să este biletul. Felicitări! Dați un SMS și domnului Andrei Bădin și un mail special cu domnul Andrei Bădin, vă dau detalii. Vă mulțumesc! Mai avem un premiu. Două bilete la teatru, aici, la Godot. Pentru două persoane, dar... Eu zic, a câștigat mami și nu e corect. Că... Aia este foarte corect. E foarte corect. E corect? Noi chiar de un hazard. Atunci eu mă bucur. Lauze pentru doamna Ioana Neagru. Felicitări, mami, și a mea pe sorocasă. Eu te las să te vii cu tati, că eu mai vin aici cu prietenii, deci... O mânăm membrei familiei. Te aduc eu. Așa. Și mai avem o invitație la congres și o carte din... Așa. Deci aceasta este cartea, iar Timea ne ajută să vedem cine e câștigătorul. Daniel Nereusă. Felicitări! Asta este invitația la concurs. Să vă scriu și o invitație. Mulțumim, Timea. Doru, poate ne spui câteva lucruri. Felicitări! Premiul întâi a fost oferit de colega noastră Ilona Postolache și o invit pe scenă. Bună seara, cu final. Succint și la subiect, să spunem așa, cred că ar fi cazul să dăm o șansă la... și la altceva. Știu, am auzit foarte multe chestii, aceleași chestii le auzim de 23 de ani, dar avem vorba aia românească, niciodată nu se știe de unde sare iepurele. Poate iepurile vine din partea asta. Deci, iar acum suntem foarte puțini oameni, probabil, încă suntem foarte neîncrezători că ar putea exista ceva, ar putea fi altceva decât ceea ce știm, dar azi 30, mâine 50, poi mâine 100 și încă ceva. 500 la congres. Și asta e adevărat și poate, nu știu că toată lumea știe, dar Noua Republică este împotriva proiectului Roșia Montana, așa că țin să vă reamintesc
duminică ne vedem în piața universității, încercând să ne apărăm țara. Mulțumesc! O să spun doar atâta, mulțumesc, Ilona, încă o dată, generozitatea ta arată că mai fericit este a da decât a lua, deși politicienii generali iau în loc să dea. Noi n-am făcut lucrul ăsta pentru neapărat pentru a atrage electorat, pur și simplu simțim nevoia să răsplătim efortul. O să spun doar atâta, da, la Roșia Montană avem în acest weekend oameni care se vor deplasa de la Noua Republică, Hunedoara, pentru a protesta la Câmpeni în mod special. Deci vom avea prezență și la București și la Câmpeni. Și protestăm în primul rând împotriva unui stat care se transformă într-o firmă de lobby pentru o altă companie. De asemenea, vreau să-l rog pe Mihai, nu înainte de a-i mulțumi Bianca, să ne spună câteva cuvinte, detalii tehnice despre congres. Este cel mai important eveniment politic pentru o organizație cum suntem noi. Este un eveniment deschis, este un eveniment care va celebra, apartenența noastră la familia europeană. Toți cei din această sală, în calitate de simpatizant sau membri sau delegați, pot participa, iar detaliile vi le dă Mihai. Mulțumesc. Congresul va fi pe 16 noiembrie, toată ziua, la Cinema Pro, foarte aproape de aici, strada Ion Ghica, nimeriți și Cinema Pro, lângă Biserica Rusă. Și mai multe detalii de pe site, găsiți pe site. Și aș vrea să închei, pentru că l-am ținut special, am gândit lucrul ăsta, pentru tinerii de aici și pentru toți tineri, să știe un singur lucru, că tinerii sunt singura resursă regenerabilă a acestei țări. Mulțumesc! Mulțumim, Bianca, te așteptăm și data viitoare congres. Nu ne vom opri aici, astfel de întâlniri vor mai fi, poate lunar, nu? Doru, el e organizator, poate lunar, poate chiar mai des. Și vom încerca peste tot în acest București și în toată țara să ne facem mici avamposturi în care astfel de discuții, la fel de plăcute și la fel de autentice, ca în seara asta, să aibă loc cât mai des. Mulțumim! Mulțumim.